Salutare! Astăzi o să facem un nou episod în care încercăm arome de la Bake Rolls, pentru că am văzut că este foarte votat acest subiect, această temă, așa că responsabilul pentru acest video este acesta. Așa că dacă vrei să fii responsabil și tu, lasă un comentariu dacă vrei să fac ideea ta de videoclip. Așa că hai să dăm drumul la degustare. Prima aromă de la Bake Rolls este aceasta. Ia să vedem cu ce este. Bake Rolls cu garlic. Bake Rolls garlic. Adică, scrie și pe spate în română, usturoi. Așa că hai să deschidem. Curaj, bă. Ultimul n-am foarte să deschid un nas de asta, ies nebun la cap. Încercați și voi să deschideți. Florentin versus o pungă. Mă rog, what the fuck. Și are pungă asta, nu se deschide. Mamă, cât de greu se deschide, frate. Wow, hai să vedem. Wow, ce fel de rasa usturoi, dar sincer chiar îmi place. O să luăm unul din acesta, rotund așa și perfect, cu usturoi, Doamne ajută, hai să... Mamă! Da, sincer nu prea se simte așa tare aroma de usturoi. Verificăm doar într-un singur mod dacă se simte aroma de usturoi sau nu. Nu prea se simte. Deci, în concluzie, această aromă de usturoi, sincer, nu este prea puternică, nu vă aștepta să vă miroasă gura sau ceva de genul acesta. Dar la gust, mie îmi place foarte mult Bake Rolls, pentru că le mâncam de fiecare dată când eram la școală și îmi ținea de foame, pur și simplu. Iar aceasta de usturoi, sincer, este foarte bună, pentru că, v-am zis, nu miroase gura prea tare, dar este foarte crocant, așa că o să-i dau un... Hai să le notăm după arome. Deci o să-i dau nota 7 pentru usturoi, dar 10 pentru crocanțăneală. Următoarea este aceasta. Să vedem ce scrie pe spate. Bake Rolls Sour Cream, adică cu smântână și ceapă. Runda 2, Florentin versus o pungă. Lupta aprigă. Cine câștigă? Am câștigat de data asta, m-am învățat. Se simte mirosul de ceapă parcă mai mult decât de smântână. Dar și smântână parcă. E dulce! Mamă, de bună! Păi, dar îmi place foarte mult, mă jur! Gustul de smântână se simte mai mult decât cel de ceapă, parcă așa era, smântână și ceapă. Deci, mamă, nu pot să mă apresc, mă jur! Mamă, de bună! Gustul de smântână se simte mult mai bun. Și imaginați-vă dacă ați mâncat chestiile astea cu smântână și ceapă în realitate, adică luați un Bake Rolls din ăsta, îl băgați prin smătână și după aceea fix pe stomac se duce. Așa că o să dau nota 10 pentru asta și o categorie după ce se încheie acest video o să-mi bag în mine de numai. Glumesc. Așa că, următoarea este aceasta, care este cu pizzetti. Seven Days pizzetti cu emmental, tomato and garlic. Adică pe românește brânză adevărată, roșii și usturoi. Îmi place și imaginea de aici și runda 3, Florentin versus o pungă. Și se luptă. Am câștigat mai dată asta. Asta are un miros de ceasă, să zicem că este cu pizza. De aia se cheamă pizzetti, nu? Are un miros foarte, foarte combinat cu mai multe. E ca și când se încerca, parcă chiar și când ai mirosi o ceapă. E ca și când ai miroși. Ce am cu miroși? E ca și când ai mirosi o ceapă. În sfârșit am zis corect. Se mai întâmplă. Tăiem la montaj, nu e problemă, tăiem la montaj. Bine, nu se simte. Se simte gustul de roșii. De brânză nu prea se simte. A, dar cum am văzut că are pe ea? Fiți atenți că are brânza pe ea, mă. Nu știu dacă se vede. Fiți atenți că are bucățele de brânză. Fiți atenți, aia care este lipită acolo, eu sunt brânză, mă. E bun rău. Se simte brânza tare de tot. Dar și roșiile.
o pizza ar merge foarte bine, așa că o să-i dau nota un 9. Pentru că dacă era mult, mult mai aromat, îi dădeam 10. Bravo! Și ultima, dar nu cea din urmă, este aceasta. 7 Days Pizzetti Emmental Tomato and Olive. Adică, tot pizzetti este și asta, dar conține alte ingrediente. Brânză la fel, brânză adevărată, roșii și de data asta măsline. Cealaltă era cu... Am uitat cu ce era, stai să mă... Usturoi. Așa că hai să vedem cu măsline de data asta. Mă mir, oare au găsit măsline pe ea? Hai să vedem. Parcă se simte mult mai tare mirosul de brânză la asta. Mamă mia! La fel are și asta brânză pe ea, dar sunt curios de măslinele alea. E mai aromată asta. Mult mai aromată. Mult mai bună. Dar o singură diferență este. Se simte... parcă mă pișcă așa puțin pe limbă. Se simte aroma de măsline, dar acum puțin se simte mai puțin aroma de brânză decât cealaltă. Așa că îmi pare rău, Bake Rolls, de ce nu trebuia să... Vroiam să se simtă o pizza în gura mea. Așa că oricum o să-i dau nota 9 și la asta. Așa că acesta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Sper că v-ați făcut să râdeți. V-ați făcut să râdeți. De ce? Ce tot am? Oricum, tem la montaj. Oricum, vreau să zic că sper că v-am făcut să râdeți, v-ați simțit bine, așa că lăsați în comentarii ideile voastre, sugestiile voastre și vreau doar să vă mai zic că voi sunteți cei mai tari, cei mai tari dansatori și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!